Mai dă o dură că am uitat să fac ceva la el. Hop, 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 hop. Bun. Hai, Missy. Bun, robot de cap prea departe. Eu cam dreaptă. Bine. Ok, haide. Acum cred că e gata. Și la cealaltă. Haide! Salutare, prieteni! Astăzi vă prezentăm un nou animal în gospodăria noastră. E un animal foarte drăguț, foarte pufos și un animal care se comportă cam ciudat în perioada asta. Ce-ți? A coborât! Hai, Missy! De frică! Hai, da! La mine nu prea vine. La Andreea... La Andreea vine mai cu drag. În sfârșit avem și noi un animal în gospodăria asta care nu mă preferă pe mine. Deci, pisicile întotdeauna mă preferă pe mine. Deci... Ia-o și pe Lupa. Lupa! Hai! Nu te sui pe geam! Și pe Mau. Mau! Mau, Mau! 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 Merem în casă că ne-i frică și povestim în casă. Șaci-i casă, dar nu ne-i gata bucătăria. Așa că... Ce faci, părinței? Ia. La cel puțin deocamdată doar... Victor, adu-mi un șervețel să șterg urdorii la mâțul ăsta, că nu s-o spăla pe față astăzi. Misi, ce faci? Ce faci, iubito? Stecă, frate. Când? Problema este în felul următor. La noi animalele de-aia sunt foarte cuminți, pentru că le iubim. Și al doilea lucru este că nu le permitem să facă prostii. De exemplu, dacă pisica asta o trebuie ștearsă la ochi, am șters-o la ochi. Fără scandal, fără revolte populare, fără gălăgie. Și ăsta e un aspect important. Animalul trebuie să știe de stăpân. Animalul, din punctul meu de vedere, chiar și o pisică, că nu vrea să vie la mine așa, deci nicio problemă. Dacă îmi faci o prostie, își ia păstă botic, când mă zgârie, ia. Nu mă bate! Nu te bat, doar acum te atenționez un pic, da? Și când pun mâna pe ea și o chem la mine, hai încoace! Na, păi știe că o luat-o cineva care e stăpân. Da, pisi? Da! Cum o cheamă pe pisica? Missy. Bun. Deci nu... O să vă ținem jumătate de oră cu video de astăzi. O să vă arătăm câteva momente fascinante și frumoase cu pisica asta jucându-se prin casă. Noi ne-am dorit foarte mult o pisică din asta. Uite! Lasă-o! Lasă-o! Că nu vrei la mine! Lasă-o și la ei! Lasă-o la mine! Noi ne-am dorit foarte mult o pisică așa tigrată, maro și tigrată. Și o să vă spunem astăzi cum am reușit să... găsim să primim pisica asta. Umblam cu Andreea prin satele învecinate să... pe la un second. Căutam ceva pe la un second și
oprindu-ne la secundul respectiv, am văzut o gospodărie în care se aflau 4 pisici de felul ăsta. No, și m-am învârtit pe acolo, am întrebat pe unul pe altul, zic, cine stă aici? Până la urmă scoate un om capul pe o ușă dintr-o anexă de acolo. Și... Auzi, nu mai era nimeni în curte. Pe cine ai întrebat? Ai întrebat pisica, l-ai întrebat pe câine? Deci, secundul era la un fel de cămin cultural. Din localitate, da. Și în spatele căminului cultural, lucru pe care tu nu-l știi, era o doamnă care aranja niște lemne. Și eu de lângă cămin, că era destul de departe, am strigat către doamnă: bună ziua, spor la treabă, ce faceți, nu știu ce? Da, era o doamnă și zic că te-a dat, zic, aici din coace la vecinul, nu știți, stă cineva? Zice, da, da, zice femeia, este acolo, stă. Și apoi a apărut, n-a vor. Și apoi și-a scos omul capul pe ușa de la o anexă. Dar eu încă povesteam cu femeia aceea și nu și-o gătaie vorba și nu m-a l-am salutat pe om, știi? Mm-hmm. Și apoi omul, crezând că n-am treabă cu el, a închis ușa, știi? Și apoi am gătat cu femeia și m-am apropiat de gardul lui și zic, domnule, a strigat de vă două ori până când o ieșit om afară, nu? Crezi că ești țigan? Am cu barba asta și cu comportamentul ăsta așa intrusiv, probabil. No. Și zic că el, domnule, zic, nu vă supărați, dar zic, tare faini pisici aveți aici, nu? Am încercat să-l laud un pic. Da, că am, că-s patru, că nu știu ce, că-s foarte cuminți și așa. Și zic, da, oare n-aveți un an plus? Am zis către el. Ba, zice, să știi că am un an plus, zice, pot să-ți o dau. Vai, o, ce fain ar fi, zic, știi? Nu. No. Și mereu omul că erau tăti la soare, că atunci era un tip de zăpadă încă mi se pare, dar era și soare și pe grădină era uscat. Prinde omul o pisică și ne-o dă peste gard. O, zic, ce faină era. Nu, no, nu era așa faină, că era pe afară, tot așa cu urdori, ceva are de la urdorile astea. Da, de la frig, cred că cum îi curg ochii sau ceva. Da, când stă în casă nu îi să fac urdori. La mau nu îi curg ochii. Păi nu, el s-a obișnuit, el stă mai mult în casă. Ok, na. Și era destul de rondioș, mai mic un pic, mai slab, curtori, da, frumos. Și zic către domnul, domnule, zic, când e costă cam o, totuși, e o pisică, pisica dumneavoastră, nu știu ce, omul foarte de treabă, nu vă costă nimic, zice. Numai să vă bucurați de ea, zic, vai, mulțumim frumos că noi am zis povestea, că noi am mai avut una și a dispărut și așa, dar uite, asta este Missy, e o fetiță și să vedem dacă în colaborare cu Mau o să ne și facă niște puișori. Ar fi tare drăguț. În colaborare? Ne-a plecat! Lăsați-o la mine, că asta vrea să evadeze, dar păi nu. Și, după cum vedeți, s-o așeza bine la noi în casă, e foarte... Jucăușă. Foarte jucăușă și o să vedeți în continuare aceste video cât de frumos se joacă. Însă avem no, și un pic de avantaje, că pe Andrei au durut-o capul ieri și-o venit pisica și s-o pus pe cap prima dată și după aia s-o pus în spate. Da, foarte frumos. Hai să ne suflăm toți nasul. Nisi, vrei să sufli și tu nasul? Da, suflă nasul. Stai că-i aduc ceva. Așa. Și i-a trecut durerea de cap la Andreea până la urmă. Vrei să o ții și tu? Da. Poftim.
Problema este că tu te joci cam agresiv cu pisica asta. Și îți meriți tot ce ți se întâmplă din partea ei, pentru că ea e o felină care se poate apăra. Așa că, cât de frumos te comporți, așa de frumos se joacă cu tine. Bine, am promis aseară că nu mi-aș fac nimic rău. Ai promis, așa e? Uh-huh. Super. Și? Astea sunt păpușelele pe care Andreea le face în perioada asta. Asta mai ne ieri. Alaltă ieri la început. Da, dar nu frecați peste tot. Puneți-l acolo, să rămâne curat. Și? Asta e păpușica ta, așa e? Da. Și asta e lui Victor? Da. Ok. În curând o să vă arătăm un video cum le face. Poate vor fi și de vânzare, așa e, mami? Mm-hmm. Și eu zic că sunt foarte drăguțe. Deocamdată mami se mai gândește dacă ăsta e a nostru. Nu e a vostru, că nu ne facem grădină zoologică aici de iepuraș. Aveți fiecare câte unul. Și... Da, eu mă gândeam să ne-l dea asta, să fie un copil astea lor. Oameni dragi, ăsta e video de astăzi. Sperăm că vă place noua noastră achiziție în gospodărie, pisica Misty. Sperăm să aibă o viață lungă. Ne place cum arată, ne place cum se comportă. Am lăsat-o și pe afară, se înțelege bine cu câinii și cu Mau, că e singurul motan pe care îl mai avem. Și cum vă ziceam, sperăm să ne facă și puișori de culoarea asta și de forma asta și de... Sau poate ne fac din aia gri. Da, dintr-o pisică portocalie și una albă, ori și gri. Așa. Poate. Dar ne bucurăm că avem și o pisică de modelul ăsta, tigrată. Și așteptăm să ne spuneți părerile voastre în comentarii. Spuneți-ne dacă aveți pisică. Spuneți-ne cum vă înțelegeți cu pisica voastră și vă mulțumim că v-ați uitat la acest video. Dați un like, eventual verificați acolo butonul de alătură-te. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Da, data viitoare. Vezi ce faci? Să nu ajungă să sară cu ghearele după pe bărbia lui Sofia să se înfingă. Mie, bine că nu am o problemă cu asta, dar... Andreea și Sofia știu vorbi cu pisica asta, pe mățâită. Pe limba ei. Pe limba ei. Eu oricât m-aș mățâi, nu-mi iese. Însă s-o obișnui și cu mine, vine și la mine, mai stă și la mine, așa e misi. Da, mie mi s-a întâmplat odată că... Wow, era așa în casă și am stat și așa cu el. Și apoi mă zgâria